Bună, de când am făcut un clip, în partea asta am vrut să vorbesc despre aspectul și conținutul. Eu cred că e important și aspectul și conținutul, dar vreau să punctez anume că e mai important conținutul. Și asta mă refer la un om. Deci, poți fi tu îmbrăcat, poți să arăți tu, să ai formele cele mai perfecte, să ai pătrățele, să ai cele mai, nu știu, părul, fizionomie frumoasă, aspect plăcut, afect așa cum îți dorești tu. Dar dacă n-ai, nu conții nimic în tine sau ești gol, na. Ești om rău sau ești om așa, n-ai nimic în cap și n-ai nimic în interiorul tău, n-ai nimic deosebit, n-ai nimic. Ești așa gol cumva, ești cumva o imagine, ești un portret, ești o statuie, deci nu ești o persoană vie, un om, o persoană care, nu știu, poate avea o viață normală, poate avea și noi de obicei, tu, eu arăt așa, eu sunt frumos, eu sunt frumoasă, eu sunt nu știu cum, dar când, adică vrei să vorbești cu persoana dată, îți dai seama că persoana dată este departe de imaginea care și-o creată sau care o are de persoană, nu știu cum, de imaginea falsă care și-o creată. Așa că nu trebuie să formăm o imagine. E importantă imagine, important aspectul și estetic și na, pentru toți, și pentru bărbați, și pentru femei. Da, mai important ce conțini, că degeaba tu ești super, m-am mai zis mai înainte, dar dacă ești o persoană respingătoare, ești o persoană neprietenoasă, ești o persoană fumurată, așa, plină așa de sine, că ești, te consideri ca o planetă, că toți trebuie să învârti în jurul tău. Trebuie să. Da. Dar. Na, dar unii oameni pur și simplu n-au un aspect super frumos sau un aspect extraordinar. Dar sunt oameni foarte ca lumea, sunt oameni de treabă, sunt oameni buni, sunt oameni cu calități plăcute, sunt oameni plăcuți. Da, pe lângă alte persoane care sunt doar de un aspect. Așa că da, ei sunt importante ambele, doar am mai punctat, da? Este mai important ce conține, că frumusețea asta doar nu o să arăți ca la 20 de ani, ca la 30 de ani, toată viața. Doar nu o să ai corpul neted, fin, catifelat, fără riduri, fără nu știu ce, fără. Dar cu timpul te urăcești, cu timpul ne urățim, cu timpul îmbătrânim, ne zbârcim, facem riduri și na, tot rămâne doar cu aspectul, rămâne doar cu ceea ce conținem, da. Și noi trebuie să oferim mult, noi trebuie să conținem ceva ca să, na, pentru că nu vrem să fim luați așa, să nu fim luați de nimeni în seamă sau să fim luați așa ca un portret, ca o imagine, ca o tablou, să uite la noi așa ca la un tablou, să uite la noi ca la o, nu știu, ca la o vitrină, da? De fapt, în vitrina ei nu-i nimic, știi? Pare, totul pare super, nu știu cum, dar de fapt nu conține nimic. Da. Și trebuie să facem efortul, să ne îmbunătățim noi ca oameni, să ne îmbunătățim conținutul nostru. Atât din punct de vedere intelectual, cât și a calității, să ne dezvoltăm interiorul nostru. Adică, na, partea asta interioară, partea sufletească a noastră. Ca noi să fim plăcuți, ca noi să fim atractivi pentru cei din jur, ca noi să fim apreciați, plăcuți, ca să noi să fim așa, ca ceva la care vrei să te întorci, la care vrei să te întâlnești cu persoana dată, vrei să mai vorbești, vrei să mai comunici, vrei să mai socializezi, vrei să mai te mai petrești timpul cu persoana dată. Așa trebuie să fim, nu niște, așa ca niște,
nu știu, să zicem, trecem așa cu, ca niște oameni, așa, ca să trecem pe lângă unii, pe lângă alții, așa, cu așa, și fără să băgăm pe nimeni în seamă, să fim noi așa, să ne credem mari, mari stele, mari, nu știu, important este să avem un conținut și conținutul nostru să fie consistent și ne dezvoltăm și din punct de vedere, v-am zis, din toate punctele de vedere, și dar și aspectul, nu, să nu neglijăm aspectul, că e păcat. Da, dar trebuie să fie un echilibru dintre aspect și conținut. Așa că eu cred că aspectul e important, dar fără conținut, omul este așa, ca o, nu știu, să zicem, ca o reclamă, când cumperi ceva și ți arată acolo, cumpăr, extraordinar, fenomenal, și când desfaci sau când te uiți, zero, nu găsești nimic acolo, e gol, e zero, e ceva așa, fără gust, fără miros, fără nimic, și e ceva, nu știu, ireal, e ceva fals, e ceva care n-are nimic, e ceva, să fim ca o păcăleală, adică să fim noi, vrem noi să fim considerați ca niște o păcăleală sau fim considerați ca o imagine asta și când care oamenii se treacă lângă noi cum trece așa treacă salunici pe lângă noi fără ca nimeni să nu ne dai niciun pic, nicio secundă de atenție. Așa că v-am zis, sfim, dar să conținem lucruri frumoase și să promovăm lucruri frumoase și să ne susținem unii pe alții și ne întărim interiorul nostru, partea să sufletească, ce ține de calități, ce ține de noi cum suntem ca oameni. Și da, să facem și aspectul nostru mai bun, mai frumos, mai plăcut, toate, ambele împreună. Cred că un om care ține cont de partea sa interioară, de ce este el, are grijă și de aspectul său. Așa că e așa.